Vine în aceste clipe alături de noi cu o carieră frumoasă, un bărbat care are și o familie frumoasă, are și carieră, are și job. Pentru că asta trebuie să le faci pe toate în viață, să te descurci în toate domeniile. Grigore, bine ai venit! Bună seara, mă bucur foarte mult! Da, așa, așteptai momentul ăsta, da, așa? De mult! De mult! Mulțumesc mult pentru invitație, da! Cu mare drag! Ia loc pe canapea, microfonul mai aproape ca să te audă și cei de acasă. Poate mulți deja l-ați văzut pe la evenimente, pentru că ești omul care cântă deja de câți ani? Pot să spun că de mic cânt, dar așa mai profesionist am început 5-6 ani în urmă. Și de ce? Pentru că sunt unii care fac studii în muzică și până la urmă nu fac carieră în muzică. Tu ai făcut studii în cu tot alt domeniu. Eu am făcut studii în alt domeniu de ce? Că au fost niște probleme, pot să spun, că surse financiare nu am dispus ca să fac muzică, dar... Da, pentru că contractul la muzică este foarte scump. Da. Și eu n-am avut posibilitățile date și am mers pe forțele proprii, când am început să fac singur banii, am început să scriu piese. Piesele erau mai din timp făcute, dar nu aveam surse ca să le realizez. Să le imprim. Uite, care a fost momentul sau care a fost factorul care te-a motivat că trebuie să faci muzică? De multe ori lumea îmi spunea, chiar și la ceremonii, eu cântam încă din când nu eram căsătorit, cântam și spunea că tu ai o voce foarte specială și ar trebui să mergi în muzică. Dar eu am avut niște șanse când eram copil de 6-7 ani că am cântat pe scene. Și scenele raionale, cum se făcea pe atunci, dar așa a fost să fie că... Că la vârsta asta, frumoasă, nu știu ce vârstă ai. 39. Wow, mulți ani înainte. Nu, de ce femeilor le e rușine să zic cu vârsta? Bărbaților n-au de ce. Voi din contră, trebuie să vă mândriți. Da, mulțumesc. Și ai doi flăcăi. Da, bunul Dumnezeu ne-a înzestrat cu doi băieți. Ca să vă spun istoria familiei mele, noi suntem 7. Eu sunt a 7-lea copil. Da, cel mai norocos. Desigur. Și bunul Dumnezeu la ceilalți a dat numai fete. Dar mie mi-a dat doi băieți. Adică eu... în familia voastră erau numai fete până aduce tu băieții pe lume? De aici a apărut piesa mea, Băieții Tate. N-am putut să-i las într-o parte. Ah. Este o bogăție a noastră, a familiei și ei vor duce numele înainte. Sper mult, cel mare face acordeonul, îi reușești foarte bine. Cel mic a început fluierul. Mm-hmm. Îți face orchestră. Farmec Trio, așa se numește formația noastră, Farmec Trio. Aha, dar și verișoarele trebuie să implicate. Verișoarele au talente prin muzică. Verișoarele au plecat, care peste hotare, care... Așa, au rămas da. Mai mult băieții singuri. Da, e o melodie pe care ai scris-o tu. Da, mi-aparține și textul și muzica. Soția a verificat versurile și muzica înainte de a pleca în studio? Cum fără asta? Nici nu-i posibil. Este foarte important libertatea pe care ți-o dă o soție, pentru că viața unui artist, hai, că poate apariții ca apariții la televizor, dar nopțile nu prea, mai ales în perioada anunților, nu prea le petreci pe acasă. Vreau să menționez soția, da, mult depinde și de dânsa, dar ea este moderatoare. Când avem evenimente împreună, da. Da, asta este și cum să zic eu... Un plus. Un plus, da. Dar atunci flăcăi cu cine stau? Flăcăi, când cu bunica, când... Deja-s mari? Deja-s mari, de-am cel mare, are grijă cel mai mic. Se descurcă. Asta trebuie să se întâmple atunci când cânti melodia asta oamenilor. Lăcrimează mamele de băieți și tații de băieți. Eu cred că este o mare mândrie să ai băieți. Și fete la fel, dar doi băieți și să împoarte numele mai departe, asta este... Trebuie să... N-aș putea să nu fiu mândru de așa ceva. Bunul Dumnezeu a dat... Și eu cred că ei sunt mândri de tine. De ce? Pentru că poate tu la momentul în care ai avut nevoie de susținere, nu ai fost susținut să faci muzică, iar tu pe ei îi susții. Da, eu lucrez... Asta tu vrei sau ei vor să facă muzică? Eu vreau. Știu că muzica din om este un lucru aparte care pe om îl face altfel să fie, să gândească, să realizeze în viață. Este un lucru aparte. Nu știu cum aș putea eu să mă exprim, dar știu că cei care fac muzică au... Poate nu țin așa mult stres în ei, pentru că ei scot stresul prin muzică. Da. E adevărat. La distracții, la... Mă rog, sunt și minusurile, dar de multe ori
ei dau emoții oamenilor și prin asta ei se realizează, își văd visul împlinit, își văd, pot ceva să spună oamenilor, care într-adevăr sunt cu talent, cu... Și tu crezi că ai talent, mai ales din ce ți-au spus oamenii? Eu nu cred că am talent, eu văd că când le cânt oamenilor, oamenii le place. Aha. Și asta... odată am văzut că le place, înseamnă că... Înseamnă că asta trebuie să fac. Și acum te invităm să faci acest lucru pentru telespectatorii noștri, cei care stau acum în fața ecranelor, dar și cei care stau cu telefonul în mână, pentru că suntem urmăriți și la telefon. E prima dată când apare? La postul dumneavoastră, da. Da, dar ai mai fost pe la televiziune. Mai, fost, mai da. Știi ce înseamnă camere, te simți deja lider la acest capitol. Doamnelor și domnilor, vă lăsăm în aceste momente în compania lui Grigore Papuc, cel care vine cu o premieră, o melodie frumoasă. Băieții mei, pentru toate mamele și toți tații de băieți, să vă fie sănătoși! Mulțumesc-ți, Doamne, ție, și la scumpa mea soție, pentru darul ce mi-ai stat, măi, m-ați făcut cel mai bogat, măi. Doi băieți înalți ca brazii, cum în lume nu sunt alții, doi feciori ca două stele, fericirea vieții mele. Băieții, băieții, îmi sunt averea, viitorul, sprijinul și mângâierea. Doamne, eu te rog să ai grijă de ei, scumpii feciorașii mei. Chiar de viața mă încearcă și mi-este greu câteodată. Când mă uit la ei cum cresc, mai nici nu văd când bătrânesc, mai. Băieții îți dau speranță să treci mai ușor prin viață. Ține-i, Doamne, sănătoși, măi, pe copiii mei frumoși, măi. Băieții, băieții, îmi sunt averea, viitorul, sprijinul și mângâierea. Doamne, eu te rog să ai grijă de ei, scumpii feciorașii mei. Și nu degeaba muncesc, măi. Lasă zică lumea toată că nu-i vorba de vădată. Nu-i avere mai frumoasă decât copilaș la masă. Scumpii odorașii mei, măi, îmi dau viața pentru ei, măi. Băieții, băieții, îmi sunt averea, viitorul, sprijinul și mângâierea. Doamne, eu te rog să ai grijă de ei, scumpii feciorașii mei. Băieții, băieții, îmi sunt averea, viitorul, sprijinul și mângâierea. Ține-i, Doamne, eu te rog în pasa ta, că sunt bogăția mea.